ce Cry Babies. Căutând fluturașii de inimă. Ești pregătită? O să văd în sfârșit fluturașii de inimă. Episodul din Cry File a fost fantastic. Au vorbit despre farfurii zburătoare și marțieni. Hei, unde sunt ceilalți? V-am spus să fiți punctuali, dar tu mereu întârzi. În regulă, dar este singurul moment din an când putem vedea fluturașii de inimă. Nu pot întârzia pentru așa eveniment. Pijamale noi! Sunt superbe! Poză, poză! Sunt pijamalele pentru ocazii speciale. Trebuie să ne grăbim sau o să pierd evenimentul special. Wally, ești în regulă? Nu pot găsi rulota. Și Kao este acolo. Mă așteaptă. Îmi pare rău. Sigur este cineva în muntele Fantasy care te poate ajuta. Să mergem. Pandy, tu cunoști pădurea foarte bine. Trebuie să o ajuți pe Koali. Dar vreau să văd fluturașii de inimă. Haide, Pandy. Bine. Dacă ne grăbim și ne grupăm, o să avem timp și de fluturași și de Koali. Unde ai văzut ultima dată rulota? Îmi amintesc. Am parcat-o lângă copaci. Suntem în pădure. Te rog să te concentrezi. Îmi pare rău. Nu am mâncat micul dejun. Hei, Nala! Sunt mere aici. Super! Picnic! Da! Aruncăm câteva! Auci! Sunt setă de diamant! Cami, povestește-mi despre marțieni. Nu vreau să împătesc noile pijamale. Ei bine, marțienii s-au mișcat și au făcut zgomote ciudate. Și cum i-au găsit pe marțieni? Să găsești farfurii zburătoare este super simplu. Ele lasă urme de pământ ca acestea și au lumini orbitoare ca acestea. De obicei, se ascund în mijlocul pădurii. Cum este aici? Marțienii! Ai grijă! De ce alergați? Sărăcuța Kao, unde poate fi? Prin urmare, nu o să pot vedea fluturașii de inimă. Pijamaua mea specială. Ok, am terminat. Nu mai căutăm nimic. Dar, Pandy, marțienii o au și pe Kao. Ce marțieni? Nu, nu și nu. Am încercat să ajut, dar voi nu o luați în serios. Merg să vă fluturașii de inimă. Nale este foame, Gigi vrea picnic și acum marțieni. Am încercat să ajut, serios, dar ele sunt foarte dezorganizate. Sunt acolo! Fluturii de inimă sunt după acel buștean. Pen? Pen? Pen! M-ai speriat! Rulota lui Koali. Sărăcuța Kao este foarte speriată. Dar suntem foarte aproape de fluturași. Nu știu ce să fac. Nu mi-este frică de marțieni. Am fugit pentru că și voi ați făcut-o. Marțienii! Kao! Hei! Cum ai ajuns aici? Pandy, ai găsit-o pe Kao! Dar cum rămâne cu fluturașii? Tu și Kao sunteți mai importante pentru mine. Vă iubesc foarte mult! Marțienii nu există. Marțienii! Uite, Pandy, sunt fluturașii de inimă. Sigur, cum de nu mi-am dat seama? Le place să vină după lumină.
să merg în partea cealaltă. Un pas aici, unul acolo și portalul fantasy se va deschide! Zicerile tinei. Vezi? Da, da, poți zbura. Ai! Oh, nu! Bine! Hey, Candy! Am venit să vă invit la festivalul de... La festivalul tău de poezie? Ce tare! Vom veni în grabă! Auci! Ha? Nu o să mă obișnuiesc niciodată cu lumea aceasta! Ha? Babi nu este de aceeași părere. Da! Oare Tina este acasă? Știam că o să vii! Intră! Intră, Babi! Bate palma! Mâine o să recit niște poezii! O să... Și o să le placă tuturor! Trebuie să vin? Dacă nu-l voi privi, n-o să mă pot răsuci. Vezi? Pot face și eu rime. Ne! Ai nevoie de practică. Îmi poți spune dacă va fi mâine vreme bună? Sigur, dar am nevoie de concentrare. Concentrare... Concentrare? Oh, nu! Ai grijă cu apa! Se va uda totul! Apa este periculoasă! A zis apă? Oh, nu! Să mergem! Dacă îți spun că soarele nu va ieși, te mint, pentru că soarele va străluci! Ha? Este grăbită, dar este emoționată cu premiera! Care îmi vine mai bine? Roz sau roz deschis? Roz deschis! Rozul e simplu! Nici vorbă! Rozul deschis e simplu! Mâine va fi sfârșitul lumii! Tina a văzut în globul ei multă apă! Totul se va inunda! Inundație! Ori! O să plecăm de ei! O să fim inundate! Nu putem părăsi valea pur și simplu! Trebuie să ne pregătim pentru inundație! Ei bine, dacă nu ai o barcă în casă... Asta este! O să construim o barcă mare pentru toți! Barca ne va salva de inundație. Și dacă va ploua mult, vom face sorți. Da, dar astăzi este recitalul. Și chiar vreau să-mi cânt poeziile. Îmi place casa mea. Nu vreau să o părăsesc. Ce se întâmplă cu voi? Și de ce sunteți în cadă? Trebuie să fie un obicei local. Casele, ploaia, inundația. Ce inundație? Ai văzut foarte multă apă în globul tău și că totul se va inunda. Nici vorbă, a fost Tini care a vărsat sticla. Am spus că soarele va străluci. Serios? Deci nu va veni inundația? Sigur că nu. Da, o să-mi cânt poeziile. Loreta este cea mai tare și dansul este frumos. Lady este ca și strălucește foarte tare. Tina este super comică și cântă la tube. Totul zboară. Poeziile sunt frumoase, dar interpretarea nu prea. În final, ai chemat ploaia. Oh, fetelor, ce ploaie!
bebelușii au talent. Bine ați venit la prima ediție a concursului Bebelușii au talent. Oare cine va lua acasă marele trofeu? Haideți, fetelor, vă rog, fiecare pe poziții. Dabă, hocus pocus. Faceți loc pentru talent, fetelor? Nala, nu te grăbi. Este rândul lui Doti. Nu este nicio problemă, nu mă supăr. Să înceapă concursul! Faimosul nostru juriu pentru anul acesta. Katie, cea prietenoasă! Pinky și-a determinat-o! Și Lady, cea pe jumătate adormită. Haideți să vedem primul concurent! Sunt pregătită! Hei, este rândul lui Doti! Este în ordine, lasă pe Nala să meargă. Poți merge dacă vrei. Încetați, voi merge ba, eu. Nu, eu. Scuze, fetelor, este timpul ca toată lumea să-mi vadă talentul. Hei, hei, vin aici, nu este rândul tău. Ascultați, nu ați mai auzit niciodată așa ceva. Wow. În viața voastră. Mulțumim, Nala. Ai avut dreptate. Nu s-a mai auzit așa ceva. Așteptați, niciodată. Mai știu unul. Următorul. Du-te tu. Mulțumesc, Doti. Se va întoarce. Șol, trebuie să continue. Să vină încă un talent. Eu, lasă-mă pe mine. Dar, Cani... Asta chiar este interesant. Prăjituri picante? Ediția aceasta are absolut de toate. La mine cum când. Cine este următorul? Ce ne trebuie acum este puțină magie. Abracadabra. Iar acum mingea va dispărea. Abracadabra? Lia s-a întors! Am totul sub control! Pa! Dispărea! Mingea a dispărut! În cele din urmă! Acum ce ziciți de niște căpșuni? Voi reuși de data! Admirabil! Ele încă continuă! Știți ceva? Eu renunț! Mai urmează vreun concurent? Ei bine, dacă nu mai avem niciun concurent, premiul merge la... I know that we'll be friends forever. Stormy weather. Wherever you are. Bravo. No matter how many magic tears. Se pare că avem câștigător. Ce surpriză!
încă. Abia aștept să ajungă aici. Ar fi trebuit să ajungă până acum. O să vezi, este ceva extraordinar. Yay! A ajuns! În sfârșit a ajuns! Super! Abia așteptam! Ce se întâmplă? Este super roboțelul stropitoare Dreamy! Wow! Wow! Este foarte tare, nu? Mă va ajuta să-mi ud grădinița cu legume. Dar ce drăguț! Ce sunt desenele acestea? Să vedem! Par ar fi instrucțiuni, dar eu nu înțeleg nimic. Da, nici eu. Sunt sigură că Nala și Lia ne pot ajuta. Să mergem să le vizităm. Poftim, eu o să stau cu Lady. Să nu o atingi. Știu cum faci tu. Ok. Au! Ouch! I-am stricat roboțelul lui Katie. Dacă las așa, nu va părea stricat. Uite ce ai făcut, roboțelul meu! Cani, ai fost tu? Doar l-am atins puțin. Chiar nu am realizat. Îmi pare rău, Katie. Chiar îmi pare rău. Va trebui să-l repar. Aveți grijă! Au! Ajutor! Roboțelul a luat o razna! Au! Înapoi! Ce tare! Am suzeta aurie! Au! Am suzeta aurie! Să-l oprească cineva! Papionul meu! Îmi pare rău! Ajunge, nu mai suport! Am fost eu! Eu am stricat roboțelul! Poftim? Îmi pare rău, Katie. Îmi pare rău, Connie. Nu știu de ce am mințit. Îmi pare rău, chiar îmi pare rău. Dar îmi poți spune lucrurile acestea? Nu mă supăr. Da, ai fost foarte curajoasă. Sunt sigură că n-a fost cu intenție. Ne-ai salvat pe toate. Iar aceea a fost o săritură incredibilă. Deci nu te-ai supărat? Sigur că nu. Este doar un roboțel. Super Dreamy! Magic Tear! Wow! Uitați-vă aici! Wow! Formidabil! Uitați-vă aici! Yay! Yuppie! Ha! Știi ce? Nu este stricat? Am comandat roboțelul fântână, nu roboțelul stropitoare. O să fiu mai atentă data viitoare. Ei, fetelor, și vă promit că n-o să mai ating butoanele. Este cea mai tare grădină din lume. Este rândul meu să sar pe roșie. Bagheta magică. 1, 2, 3, 4, 5. Lisa, vin!
nu pot fi prea departe. Te voi găsi. Să vedem. Aici? Nu. Pe aici? Nu. Te-am prins! Vin aici, Lisa, te-am găsit. Nu te poți ascunde din nou. Nu trișa acum. Lisa, unde ești? Lisa? Wow! Wow, ce frumos! Ha? Ce este cartea asta? Lumea fantasy? Nu o să se deschidă! Lisa! Wow! Uite ce am găsit! O baghetă! Ce s-a întâmplat? Este o baghetă magică! Mai bună decât a mea! Ha? Lisa, ce s-a întâmplat cu tine? Wow! Chiar este magică! Hai să încercăm! Ar trebui să le împărțim? Da! Jumătate pentru tine, jumătate pentru mine! Mi-ai mâncat prăjitura! Ba nu, nu am mâncat-o! Ai fost tu! Mint! Îmi vreau prăjitura! Nu mint! Șt! Am câștigat! Imposibil! Piesa aceasta nu era aici. Ai trișat. Tu spui că am trișat? Eu? Nu mă mai joc. Adu mingea, spui. Haide, încă o dată. Ești amuzantă, Spot. Uite ce ai făcut. Știam eu. Acum înțelegem totul. Ai fost tu. Din cauza ta nu am primit prăjitură. Îmi pare rău, nu am făcut-o cu intenție. Nu credeți că este amuzant? Poate pentru tine. Este adevărat. Nu este frumos să pierzi, știi? Sau să fii murdărită cu prăjitură. Am plecat. Și eu. Vă rog, nu plecați! Era doar un joc. Am o baghetă magică. Priviți! Știu! Ai încredere, Lisa! Aici! Vreau să-mi cer scuze. Am vrut doar să încerc bagheta mea magică. Ne pare rău că ne-am supărat. Știm că tu ai o inimă bună. Wow, ce prăjitură mare! Super tablă de șah! Mulțumim, Lala! Acum este distractiv! Așteptați să vedeți ce pot face cu bagheta mea magică! Ha? Era chiar aici! Și Lisa? A văzut-o cineva pe Lisa? Lisa! Constelația ascunsă, partea 1. Oh!
Bună! A? Ce faci acolo, Wendy? Caut o constelație. Arată ca o stea albastră. Vreau și eu să fac asta. Pot să te ajut? Sigur! Hai de sus! La dreapta poți vedea constelația Curcubeu. Super! Ce de culori! Nebula înghețată gravitațională este în stânga. Gravita ce? Oh, nu contează. Pot vedea luna! Ce? Dar nu pot vedea constelația stea albastră. Știu, nici eu. Este singura constelație pe care nu am desenat-o. Este atât de departe încât nu o poți vedea. Noapte bună, Missy. Voi încerca din nou mâine seară. Ce se aude? Hei, așteaptă! Cred că este mai bine în poziția aceasta. Te-am pozat deja așa. Hei! Hă? Voi știți de unde vine zgomotul acesta? Da, este Missy. Are din nou o idee de a ei grozavă. Missy, deci... Missy, faci foarte mult zgomot, iar eu încerc să dorm. Neața, Wendy! Ține ciocanul puțin, te rog! Ok, dă-mi-l înapoi acum! Gata! Am stat toată noaptea și am lucrat la nava ta spațială! Acum vei putea să-ți găsești ultima ta constelație și putem organiza excursii în spațiu pentru toată lumea! Cred că are nevoie de niște optimizări. Missy, nu pare că va funcționa, dar îți mulțumesc! Ești o prietenă adevărată! Aceasta nu are nevoie de nicio reparație! Privește! Yeah! Are și o carte cu instrucțiuni! Fă-mi o poză aici! Suntem drăguțe? Coleze! Wendy, nu! Ce faceți aici? Nu știu pe ce am apăsat! Nu mai plângeți! Nu mai contează! Toată lumea afară! Sunt un geniu! Missy, ce a fost asta? Wendy, Lena, Lady și Lulu au plecat în spațiu. Oh, serios? Și cum se vor întoarce? Cum se vor întoarce? Păi... Cum se vor întoarce? Ai dreptate, cum se vor întoarce? Un fricoșător lucru. Bine că nu a decolat. Puteam ajunge în spațiu. Este deja noapte afară. Ce repede a trecut ziua. Lena, nu este noapte. Suntem în spațiu! Caut o constelație. Ce se aude?
Constelația ascunsă, partea a doua. Ce s-a întâmplat? Wendy, Lena, Lady și Lulu au plecat în spațiu, într-o navă spațială. Și nu știm cum să le aducem înapoi. Voiam doar ca Wendy să vadă constelația de albastru. Acela este manualul de utilizare. Trebuie să-l citim. O să aflăm cum să aducem nava spațială înapoi. Dar cum o să le spunem? Ele sunt acolo și noi suntem aici. Sunt sigură că unul din aceste butoane ne va duce acasă. Dar care din ele? Sunt sigură că Missy știe. Dar suntem în jumatea spațiului. Ha? Au! Sigur, telefonul plângăcios. Kitty are o tabletă, nu-i așa? O putem suna. Sunt Lena, Wendy și Lady. M-au sunat pe tabletă. Yay! Bună, ne bucurăm să ne vedem. O să vă aducem înapoi. Cum? Este nava ta spațială. Ce trebuie să facem? Ok, să începem. Nava are butoane colorate. Trebuie să apăsați o combinație ca ea să aterizeze. Este foarte important să le apăsați în același timp. Fiți atente, aveți doar 3 încercări înainte să rămâneți fără combustibil magic. Combinația este roșu-roșu, albastru-verde, roșu-verde, albastru-galben. Ok, am înțeles. Eu apăs roșu, roșu și albastru. Lena apasă verde, roșu și verde. Și Lady apasă albastru și galben. Pregătite? Pregătite pentru acum! Ce? Acum! Lulu, nu! Prima încercare eșuată. Nava s-a întors invers. Lulu, este vina ta. Nu vă faceți griji, mai aveți 2 încercări. Haideți! De data asta nu putem greși. Acum! Gata! Unde este? Nu găsesc butonul galben! A doua încercare eșuată. Mai au doar o încercare. Gata, am găsit. Butonul galben este pe putea. Nu, tableta s-a descărcat. Mi-am petrecut toată dimineața uitându-mă cum să cultiv ceapă. Unde, Missy? Missy, nu te mai aud. Unde este butonul? Oh, nu, s-a întrerupt. Am pierdut conexiunea. Lulu? Ha? Budeaua! Este un buton mare galben. Ok, pregătite? Împreună o să reușim. 1, 2 și 3. Nu se vor mai întoarce niciodată. Curioase că v-ați întors. Ce s-a întâmplat, Wendy? Am fost atât de aproape de constelația stea albastră, dar nu am putut să o văd. Lulu, ce ai acolo? Wow! Wendy, Wendy! Uite-te la pozele mele! Sunt cele pe care le-a făcut Lulu. Nu pot să cred! Este constelația stea albastră! De acum încolo, această constelație se va numi constelația Lulu! Magic Cheer! Wow! Este superb! Priviți stelele căzătoare! Uite, Lulu, constelația ta!
zbor, balonașele! Ar fi minunat să pot zbura într-unul foarte mare, care atunci când se va sparge, să plouă! Dacă erau mai tari, puteai să sar pe ele ca pe un bunei. Acestea sunt foarte moi, imposibil de prins. Am găsit soluția! Trebuie să facem un balon perfect! Yeah! Yeah! Știința din spatele balonajelor este foarte complicată. Cu această rețetă vom face balonul perfect. Avem nevoie de apă, săpun și... super mașina de balonaj și... Greeny Plus! Ce invenție! Wow! Este gigantic! Și culoarea este minunată! Prima dată, trebuie să facem lichidul pentru balonaș. Hei, vreau să dau puțină culoare! Așa vom avea balonașe colorate! Și eu voi adăuga puțin parfum, ca să miroasă frumos! Și eu voi adăuga brioșele mele, ca să fie gustoase! Balonajele nu sunt comestibile! Nu, nu mai adaugă nimeni nimic! Trebuie să urmăm rețeta! Bun, așa, lichidul este gata. Acum toată lumea trebuie să sufle. Hă? Lady, am spus toată lumea. Oh, ok, tu ești șefa. Ok, fetelor, inspirați. Și 1, și 2, și 3. Suflați, suflați, suflați. Mai tare, până la ultima suflare. Animaluțelor, gata? Aceste baloane sunt mari, dar se sparg imediat. Nu sunt perfecte. Știu ce se întâmplă. Trebuie să adăugăm mai mult săpun. Yeah! 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 Mai mult săpun, mai mult săpun, mai mult. Hei, cred că este prea mult săpun. Niciodată nu este prea mult săpun. Nimeni nu se mișcă de la locul lui. Este foarte periculos. Au adăugat foarte mult săpun și cine știe ce se poate întâmpla. Ce faceți aici? Înapoi la locul vostru. Hei, priviți! Oh. Stați cum? Oh. Ajutor! Balonul acesta nu poate fi spart. Ați spus prea mult săpun. V-am spus să urmăriți rețeta. Credeți că totul este un joc. Și acum, uite ce ați făcut. Desigur, un joc. Vă amintiți cum spărgeam balonașele mici? Hă? Jucându-ne! Așteaptă, cutie! Te scoatem noi de acolo! Sunt foarte amețită! Este prea mare! Mă prinde, mă prinde! Ura! În sfârșit! Toată lumea este bine! Îmi pare rău că m-am supărat, dar... am făcut un super mega balon! Da, deși am depășit puțin limita. Magic Cheers! Wow! Wow! Ce tare! Uitați-vă la culori! Descoperind o lume nouă! Ha! Oh. Priviți! Aproape-am prins-o! Da, da, aproape! Gigi!
încercare! Prinde-o! Nu râde! Nu am fost eu! Îți arăt eu ție! Cine este? Ce costum frumos are! Și are și coroniță! Nu atingeți! Este o fantasy! O ce? Am citit despre ele într-o carte. Știu totul despre muntele fantasy. Ha, ha, ha! Tu chiar ești fantastică! Oh, ouch! Săraca de ea! Haideți, să o ducem la mine acasă! Ajunge pentru moment. Trebuie să accepti. Nu pot zbura. Hei, învăț. Dar la ce sunt cu adevărat bună? Să opresc timpul. Ha-ha, să oprești timpul? Ce mai putere. Asta este putere. Ha-ha-ha. Este chiar bună. Haide, trebuie să o găsim pe Sally. O să te duc eu înapoi. Unde sunt? Ești în Veli. Dar tu cine ești? Sunt Feli. De unde ai venit tu? Din muntele fantasy. Prin portal. O, Doamne, chiar s-a lovit la cap. Nu știe ce vorbește. Nu, are dreptate. Este o fantasy. Deci ai puteri? Poți să zbori? Sau să dispari? Chiar există un tobogan din nori? Am găsit-o, liniștită ca de obicei. Haide, să mergem! Wow! Nu, stai! Feli, cum pot ajunge la munte? Prin portal. Caută inimioara cu aripioare. Nu vă fi întotdeauna la vedere. Bate din palme de 3 ori. Puneți mâinile deasupra capului. Apoi pe șolduri. Sari în față, sari în spate. Cu cât te miști mai repede, cu atât mai repede se va deschide. Și rostește. Un pas aici, unul acolo. Și portalul către fantasy se va deschide. Wow! Este adevărat. Mă credeți acum? Să mergem către muntele fantasy. Dar cum o să găsim portalul? Bine, imediat. Trebuie să-mi iau lucrurile. Toboganul din nori. Privește! Papionul tău. Este un diamant. Imaginit. Avem un safir. Este invizibil. Yay! Ia zboară. Îți mulțumesc că ai avut grijă de mine. Fântâna!
văzut acel truc? Ce am văzut a fost zborul tău nebun. În fiecare zi faci la fel. Trebuie să fii mai atentă. Aproape că m-ai lăsat fără flori și pe mine fără horn. Și m-ai deranjat și pe mine. Credeam că o să le placă zborul meu. Doar creez probleme. Sunt un dezastru. Dar nu o să mai zbor. În felul acesta nu mai deranjezi pe nimeni. Nu zbori, aerul se va opri și nimeni nu se va mișca în muntele Fantasy. Oh, prinde-mă! Cena, aici! Am bezele de nori la cuptor. Poți supraveghea tu, te rog? Mă întorc într-o clipă. Sigur, dacă auzi vreun sunet, zboară jos și oprește, ok? Da, da, ha, 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 ha. Mi-am uitat hornul la tine, pot să zbor să mi-l aduci? Nu mai zbor. Te rog, lasă-le la mine acasă. Este vopsea pentru pensulele magice. Trebuie să merg la lac. Mulțumesc. Poftim, încearcă. Arome noi. Ok. Ce trebuia să... Oh, da, hornul. Oh, nu, vopseaua lui Rozi. Pensulele magice! Folosesc înghețata! Ce-am făcut? Bezelele de nori! Este un coșmar! Hornul! Uită-te în jurul tău și îți vei vedea darul. Eu am făcut asta? Nu vezi? Niciodată nu te-ai oprit din zburat. Și când ai făcut tot, totul s-a oprit. Zborul tău face ca lumea să se miște. Avem nevoie de zborul tău. Dar zborul meu provoacă numai probleme. Și nu mai vrea să deranjez. Nu mai zbor. Nu este așa. Zborul face parte din tine. Trebuie doar să zbor puțin mai atentă. Și gata. Zboară! Mă întorc imediat. Aveți încredere în mine. Yay! Oh, hornul! Mulțumim, Jenna! A fost incredibil! Mi-a lipsit zborul! Fantasy Magic Team! Wow! Yay! Wow! Yay! Wow! Yay! Mulțumim pentru Jenna! Și aripile ei! Am nevoie de un pui de somn după toate acestea! Cry baby's magic tears. Lumea prietenii și aventurilor magice. Cry baby's fantasy. Misterul susetei fermecate. Scot! Că
cățelușii cu minți nu latră noaptea. Ha? Ce văd ochii? Am halucinații? Este reală! Nu aveți idee ce noapte groaznică am avut! Nu am putut să dorm deloc! Dar suzetele de diamant nu există! Este imposibil! Mai ales unele zburătoare! Poate a fost doar un vis! Nu a fost! Am văzut-o zburând pe fereastră! Nu-i așa, Spot? Este foarte suspect! Haide, Spot, recunoaște! Ce-ai făcut cu suzeta de diamant? Nu a fost, Spot! Dottie spune adevărul! Sunt fantasies! Și eu cred că ele știu ceva. Sigur că știm! Dottie a avut o întâlnire cu o suzetă de diamant bântuită. Vedeți? V-am spus că nu mint! Legenda spune: suzeta de diamant apare odată la 100 de ani. O fantomă foarte rea trăiește înăuntrul ei. Doar bireoșele o pot speria. O suzetă bântuită? Sună înfricoșător! O să fac multe brioșe. Bebelușelor, nu vă speriați! Este un mister aici și detectiva Cami este pregătită să-l rezolve. Dacă fantoma aceea se va întoarce, vom fi împreună și nimeni nu ne va putea învinge. Încă nu cred niciun cuvânt. Și fantomele nu există. Și voi afla asta datorită acestui costum. Hei, nu te culca, somnoroasă! Am pregătit niște biberoane și multe brioșe ca să ne protejeze. Mulțumesc, Cani! Fetelor, nu sunt de mâncat! Sunt pentru a speria fantomele! Este delicios! Nici nu mai este frică! Este în spatele meu, nu-i așa? Ajutor! Oh, nu! Brioșele mele nu o sperie! Sunt delicioase! Dar nu trebuia ca fantoma să se sperie de brioșe! Au crezut toată povestea și noi le mâncăm brioșele. Trebuia să vedeți fața lui Dottie când a văzut suzeta de diamant. Aha, acum înțeleg totul. Aceste mici fantome vor prăjiturile lui Cani. Să le întoarcem farsa. Păi eu o să merg în Veli să mai aduc. Da! Vreau cu căpșuni și eu vreau cu ciocolată. Acum! Luați-vă brioșele, fantome, glumețe! Au! Oh, nu! Învinse de brioșe! Asta cu siguranță este o legendă! Ne veți ierta? A fost doar o glumă. Poftim, îți dau suzeta mea de diamant. Îți mulțumesc, dar a fost distractiv. Îmi place să investighez. Mai multe brioșe? Priviți această lacrimă albastră! Fantasy Magic Tears! Să mergem cu cortul!
Este timpul să ne bem ceaiul. Sunt gata, brioșele. Sunt la cuptor, mai iau câteva minute. Penny va adora noul meu set. Nu-i așa că este frumos? A? Vin imediat. Gigi este aici. Haide! Dar este timpul pentru... Repede! O să mergem cu cortul. Este un loc superb. Cu mure uriașe. Da! Să mergem la iarbă verde. Ha? Cum rămâne cu ceaiul meu? Cutie, scoate brioșele de la cuptor. Mergem cu cortul. O să fie distractiv. O să-ți placă. Nu-mi place la iarbă verde. Oh! Hei, ați văzut-o pe Cutie? Este perfect! L-am fixat în pământ și am terminat! Ha! Dar unde mergi cu toate acestea? Este doar strictul necesar! Nu te vor ajuta la iarbă verde? Busola mea te poate ajuta! Nefolositoare! Lady Gigi! Am plecat la cules de mure! Haide, Lady! O să te distrezi! Ah! Pen! Unde ești, Pen? Pen! Otrăvitoare. Nu o să culeg. Anunțați-mă când terminați. Nu poți dormi acum? Trebuie să stăm grupate. Este foarte important să stăm aproape, să nu ne pierdem. Este incredibil. Căutam mure. Sigur, trebuie să mergem. Se întunecă. Știu drumul de întoarcere. Am busola mea. Busola este enervantă. Mă descurc și singură. Ce s-a auzit? Ai grijă, Lady! Chiar trebuie să fac eu totul. Wow, a fost incredibil! Haide! Mergem pe aici! Nu, pe aici! Urmează-mă! Oh, mi-este foarte foame! Mi-aș da parfumul pentru o brioșă de-a lui Cani. Foame! Gigi! Lady! Yay! Îți mulțumesc și busolii tale. M-ați salvat. Recunosc, chiar m-am speriat. Și mulțumită parfumului tău. Am făcut o echipă bună în final. Nu-i așa? Magic Cheers! Wow! Ceaiul meu la iarbă verde. Ne mai lipsesc brioșele tale, Cani. Da, dar nu știu unde este Cutie. În sfârșit! Cutie, Pen, sunteți cele mai tari. Da, și ieșirile la iarbă verde nu sunt așa de rele. Mulțumesc, fetelor! Traducătorul de animale.
spune cele mai bune glume din Valea Biberoanelor. Wow, vreau să râd și eu! Și eu! Dar nu înțeleg nimic. Nici eu. Vrem să înțelegem și noi pe lua. Potoliți-vă, fetelor. A venit timpul să o cunoașteți pe ghicitoarea noastră. Tina! Oh, vă așteptam. Cu ce vă pot ajuta? Vrem ca... Nu-mi spuneți. Vrem să o putem înțelege pe lua. Vreți să o înțelegeți pe lua? Am exact ce vă trebuie. Asta nu, asta nu. Aha! Am găsit! Casca pentru cuvinte. Wow, îmi place acest nume. Și aceste mici cristale sunt minunate. Să o testăm. Haide, Lua, spune-ne o glumă. Înveli, fetele spun că sunt oaie pentru că nu pot vorbi. Este foarte bună. Hei, Lucy, de ce nu o lași să stea peste weekend? Te rog, te rog, te rog. Ok, bine. De ce nu se usucă oceanul? Pentru că nu are prosop. Este foarte bună. Ești foarte comică. Pot să fac mai multe lucruri. Sunt în marțian. Am venit să invadez planeta. Aveți grijă, pământenilor. Suntem treaba. Bip, bip, bip. Suntem domn cu mustață. Lua, ești cel mai amuzant lucru pe care l-am văzut. Pentru că ești așa de amuzantă, îți dau stea căsătoare de înghețată. Și eu îți dau balonașe danțătoare. Și eu îți ofer o ploaie de sclipici. Lua, 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 Lua. Lua, plecăm. Dă-ți casca jos. Nu vreau, trebuie să exersez. Sunt un de comedie acum. Ești un ce? Vrem ca ea să mai rămână câteva zile. Este foarte amuzantă. Dar trebuie să se întoarcă acasă. Oh, Lucy, nu fi rea. Lasă să se mai joace puțin. Ok, bine. Încearcă să-mi lipsești puțin, bine? Permite-mi să o prezint pe... Superstar Lua! Și de relaxare. Te așteaptă la Marele Copac. Dar mă juca. Haide, te joci altă dată. Yay! Vor să te vadă la norul de bumbac. Termină gluma cu pompierul. Nu mai vreau să fac asta. Vreau să merg acasă. Aici este. Lua, 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 Lua. Încă o glumă, te rugăm. Robotul Lua. Am simțit că ceva nu este în regulă. Nu vreau să mai spun glume. Vreau să merg acasă cu tine. Oh, am fost prea insistente, nu-i așa? Dar ești foarte amuzantă. Ne-am petrecut toată ziua cu tine. Dă-mi voie să-i dau casca jos. Spune că va reveni în altă zi. Vrea să doarmă acum. Lucy, îți promit că data viitoare vom avea foarte multă grijă de Lua. Foarte bună! Magic Tears. Lumea prin tine și aventurile magice.
este bolnavă. Trebuie să fie aici. Crystal spunea mereu că are o casă specială. Ei bine, pentru mine arată toate la fel. Bună, fetelor! Știi cumva unde locuiește Crystal? Vrem să o vizităm pentru că este bolnavă. Sigur! Să mergem împreună. Casa ei este puțin mai la deal. Ta-ra-a! Este superb! Îmi place! Este ca un cristal! Bună! Crystal este acasă? Crystal, ce faci? Ți-am adus un cadou. Mulțumesc! Cu toate că acum nu prea simt că aș înnota. Să-ți luăm temperatura. Ai febră! Cu un prosop umed, febra va trece. Bum, bum, bum. Inima-ți bate cu 100 de bătăi pe oră. Wow, ce de bubițe! Arăți ca o paelia. Are nevoie de o injecție. Nu, nu, mă simt mai bine. Hei, ce caută o maimuță aici? Maimuță? Eu nu văd nicio maimuță. Îmi dai o nucă de cocos din acel palmier? Maimuțico, dă-mi o nucă de cocos. Dă-te jos de acolo, ce faci? Are temperatură. Delirează și are pupițe. Este febra zăpezii. Nu trebuie să ne facem griji. În 2 ore totul va fi în regulă. Lua-o cumva în casă? Nu, se topește acoperișul. Oh, îți mulțumesc, maimuțico. Crystal are temperatură. Trebuie să se vindece sau casa ei se va topi. Am încercat totul. Trebuie să așteptăm până se face bine. Nu vă panicați. O să-i prepar de grabă un ceai. Sunt sigură că se va simți mai bine. Aveți alte idei? Și dacă... Nu, nu am nicio idee. Să o așezăm jos. Ce-ar fi să sufăm toate? Ce mai multe prietenoase! O să vezi, este ceaiul tău special. Vindecă toate bolile. Mulțumesc pentru cocos, maimuțico! Ceaiul este prea fierbinte. Trebuie să răcim casa acum. Oh, știu! Îl folosesc la sania mea ca să merg mai repede. Pare că funcționează. Nu vreau să mă dau un carusel acum. Sunt amețită. Casa se topește chiar și cu ventilator. Ce idee bună! Repede! Trebuie să acoperim tot iglul! Sunt foarte obosită! Mă dor până și cornițele! Sunteți încă aici! Mulțumesc! Mă simt mai bine! Lasă-mă să verific! Oh, în sfârșit temperatura ta a scăzut. Ce zici de un masaj? Dar de o prăjitură? Sau de o poveste? Nu mai vreau să dorm. Hei, ce este cu această gheață? Ai avut temperatura mare și casa a început să se topească. Așa că am acoperit-o cu gheață. A fost ideea lui Snowy. Oh, dragilor, sunteți geniali. Nu doar ați avut grijă de mine, mi-ați salvat și casa. Magic Cheer! Wow! Este super! Da! Ura! Oh, nu! Lumea prietenii și aventurilor.
cu multe arome. Este așa de cald. De ce nu veniți aici? Este foarte răcoritor. Nu, nu ne este cald niciodată. Norii noștri ne păstrează răcoare. Am o idee pentru voi ca să vă răcoriți. Grăbește-te! Creierul meu începe să se prăjească. Brioșa mea este o înghețată. Căruciorul meu! Nu! Nu este delicios? Da! Înghețatele tale sunt foarte ciudate. În muntele fantasy, mereu mâncăm lucruri înghețate. Le plac foarte mult. A mea este delicioasă. Lasă-mă să încerc puțin, te rog. E super dulce. Desigur, are gustul brioșelor. Ei bine, aș prefera să aibă gustul lucrurilor. De ce nu combinăm brioșele mele cu înghețata ta? Am făcut o gustare. Dacă le combinăm cu aceste obiecte, o să obținem înghețatele care ne plac. Îmi plac ideile tale. Pălărie și capșuni. Pălărișiună. Ciocolată și biberon. Ciocoberon. Balon și vanilie. Balonilie. Aceste arome sunt foarte originale și te răcoresc imediat. O să o numesc fuziunea fantasy. Haideți! Noi o să pregătim înghețatele și tu le vei împărți. Te rog, adu-mi una la mine acasă. Și la mine una. Și la mine. Să vedem cum o să le livrez pe toate. Am o surpriză pentru tine, Connie. Ok, te poți uita acum. Da! Am făcut câteva modificări căruciorului tău. Acum poți livra înghețata. Da! Înghețată la viteză maximă! Distractiv să faci înghețată. Înghețată! Înghețată gustoasă! Papucnilie pentru mine. Să vedem ce gust are cu tobă. Ei bine, o să fac o înghețată cu... cu asta. Ce distractiv! Înghețată! Aroma pe care ți-am cerut-o. Poți să faci mai multă? O porție triplă. Îmi e cald. Connie, când este înghețata gata? Atenție, fetelor! Avem... Ha? Dar ce s-a întâmplat aici? Păi, am rămas fără lucruri. Priviți! A mai rămas acest friz. Nu fugiți! Am nevoie de acel frisbee. Veniți înapoi! Bebelușii vor mai mult înghețată. Ești bine? Ce s-a întâmplat cu Connie? Am obosit-o cerându-i înghețată. Connie a fost bună cu noi, trebuie să o ajutăm. Să-i facem o surpriză. Ne veți ajuta? Să folosim obiectele noastre preferate și fuziunea fantasy. Transformați-le în înghețată! Wow! Ce de culori! Este foarte mare! Hani, este pentru tine, pentru că ești o prietenă așa de bună. Este cea mai răcoritoare înghețată din lume. Magic Cheers! Este un stand de înghețată cu autoservire. Cum de nu m-am gândit la asta? De lucruri îmi plac mai mult. Wow! Wow! Cry babies, cry babies, magic tears. Lumea prietenișa cătură, magice, cry babies. Misterul de Hello
dreapta, mai la stânga, la dreapta, la stânga. Ha? Mă amintiți, la stânga sau la dreapta, hotărâți-vă. Nu-ți face griji, lasă-mă să te ajut. La dreapta, doar puțin. Ce s-a întâmplat? Un monstru! Sunt bine așa? Sunt într-o poziție bună? Unde trebuie să lovesc? Nu înțeleg niciun cuvânt. Parcă ești o trompă de elefant. Oh, nu mă simt prea bine. Ce s-a întâmplat? Haideți, Spot! Petrecerea de Halloween trebuie să înceapă! Așa. Oh, ok, e Bonnie. Iuhu! Au! Ce s-a întâmplat? Te-ai înțepenit? Nu vrea să iasă. Să mergem la petrecere să găsim ajutoare. De altfel, un dubleac este o costumație perfectă. Ești sigură că nu vrei să aștepți până mâine? Monstrul s-a întors! Nu este un monstru, Toti! Dacă dai mâna unui monstru, te poate mânca! Nu crezi că exagerezi puțin? Unde fugiți? Nu este un monstru? Priviți! Monstrul plânge! De când plâng monștri? Poate că este adevărat și este Bonnie. V-am spus tot timpul. Capul ei este blocat în dovleac. Îmi pare rău că te-am numit monstru. Te ajut eu, nu-ți face griji. Nu așa, o să o rănești. Știu, dacă mâncăm dovleacul. Dovleac rud? Dezgustător. Trebuie să o ajutăm toate. Când ajung la 3, 1, 2, 3. S-o facem din nou. Iuhu! În sfârșit, liberă! Magic repară tot. Wendy, uite! O clipă, sunt ocupată cu Luna. Wendy, mă ajut să scap de aici? Ați văzut craterele de pe Luna? Arată ca niște ochi, nu-i așa? Lady! Dă-mi voie, sunt expertă la legături. Dacă pun asta aici și apoi aici... Auci! Wendy, ajută-ne! În regulă, o să vă eliberez. Să începem! Este foarte tare!
să merg mai tare. Ups, este un nod pe frânghie. Wendy, ne poți ajuta? Poți dezlega nodul acesta? Ați văzut cum zâmbește Luna? Auci! Wendy și Luna, ei, este mereu nod. Nici nu ne-a acordat atenție. Nu este o prietenă bună. S-a gândit doar la ea și nu ne-a ajutat. Pot să o chem pe Missy? Nici nu știu de unde să încep. Vrei să te ajut să-l repari? Știi cum? Nu cred că este mai greu decât o diplomă în astrofizică, nu? Volanul se pune deasupra, dar aceea este roata. Ai dreptate. Roata se pune în partea de jos. Câte roți are? 4. Vreți să vă ajut? Da, te rog, îl repar eu. Are nevoie de câteva reparații. Aici și aici. O să-l repar. De asta suntem prietene așa de bune. Ta-dam! Cu plăcere, prieteni. Vă puteți baza pe mine oricând. Ha? Asta vine aici. Asta aici. Și asta? Hei, te pot ajuta? Nu. Este aproape gata. Ha? Oh. A ieșit perfect. O să ajut pe prietena mea, Lady. Am nevoie de ajutor să-mi repar mașina. Este oribil. Uite cum a lăsat gardul lui Katie. Nu! Lasă-mă pe mine să le adun. Este un dezastru. Încearcă să ne ajute. Dar în felul acesta o să ne blocăm la gard sau la roată. Cineva trebuie să oprească. Lasă-mă să te ajut. Nu e nevoie. Rezolvăm acum. Ajutorul ca să repar lucrurile. Sunt un dezastru. Ei bine, sunt doar pricepută. Putem să le facem împreună când dorești. Și să știi că nu ești un dezastru. Ești un expert în stele și aș vrea să învăț cu tine. Da! Super! În acest fel putem privi luna împreună. Faceți griji, Wendy o să-l repare. Nu! Așa? Hei! Căutați o comoară? Aici este. Această hartă vă va duce către rubinul uriaș deasupra marelui turcoaz.
Legenda marelui explorator Ciupete Jones spune că a fost... În regulă, exploratorilor, să mergem după comoară! Wow! Yeah! Ce drăguță! Coca Noe și o bicicletă și un pat unde să dormi. Ok, să mergem! Este mai bine să rămâneți. Puteți să obosiți. Este o aventură periculoasă. Mergem cu rulota în aventură. Mai repede! Oh, am ajuns deja? Uite-te la case! Sunt foarte frumoase și strălucesc. Trebuie să fac pipi! Haide, Coali, pe acolo! Hei, așteptați-mă! Copacii albaștri și-ar fi să ne întoarcem la rulotă. Nici gând, trebuie să găsim drumul corect. Și comoara. I-am găsit. Am găsit copacii albaștri. Crezi? Și indicatorul rotund? Nu este nimic aici. Trebuie să faci 2 pași la dreapta și 2 la stânga. Dreapta, dreapta. Stânga, stânga. Oh, suntem în același loc. Nu este nimic aici. Harta este greșită. Chiar este greu. Nu o să găsim niciodată rubinul sau marele turcoaz. Priviți ce obiect super am găsit. Indicatorul rotund. Yay! Îl pierdem! Trebuie să urmărim indicatorul! Repede! La rulotă! Coali! Nu este rulota ta? Contează. Aproape ați răsturnat rulota și puteați să vă loviți. Am pierdut bila și comoara. Ba nu, priviți! Comoara trebuie să fie acolo. Wow! Este super rubinul deasupra marelui turcoaz. El trebuie să fie. Este așa de frumos. Este minunat. Povestea cu Ciupete Jones? Nu știu, dar aici este foarte liniște. Altă comoară! Încă una! Cry babies, cry babies, magic tears. Lumea prietenii și aventurilor magice. Cry babies, fantasy. Lena este YouTuber. Uf, ce faci acolo? Privesc în continuare. Și acum? Și acum? Ce se întâmplă? Suntem puțin plictisite. Putem face altceva? Da, știu. Hai să vedem ce fac cei din Veli. Ce este asta? Are frunze și cuvinte.
priviți, care niște jucării. Lasă-mă să văd, lasă-mă să văd. O văd pe Lady. Balonașe colorate. Îmi plac foarte mult. Sunt atât de originale. Ce-ar fi să le vizităm? Da! Priviți, Lena! Ne poți învăța și pe noi lucruri de aici? De aici? Da! Să mișcăm lucruri fără să suflăm. Să facem balonașe spectaculoase. Și să ne jucăm cu cutia cu cuvinte. Mi-ar face plăcere. Dar... am niște prăjituri în cuptor. Faci prăjituri în cuptor? Fără vreo magie? Putem vedea și noi? Bineînțeles! Știu să fac orice! Vorbiți cu Lena, cea mai faimoasă influențăriță din Valley. Puteți vedea tot ce fac pe canalul meu, Lucrurile Lenei. Puteți învăța totul din videourile mele. Am o mulțime de urmăritori. Urmăritori? Dar nu e nimeni aici. Stați puțin! A spus ceva despre un canal. Poate trebuie să-l punem în apă. Ai! Uite! Nuată ca o rățușcă. Oh, nu! Se pare că nu așa trebuie. Stați puțin! Nu știți nimic. Pun pareu că asta merge. Ca și cutia cu cuvinte. Încetează! Nu așa se folosește. Poate e unul din lucrurile cu care te joci cu mingea. Acest lucru m-a mușcat! Lena, Lena, Lena! Oh, nu! Lena este prizonieră în cutia asta. Ieși afară, Lena! Ieși de aici! Stați puțin! Uite, Lena știe să danseze! Priviți! Bună, prieteni! Și bine ați venit pe canalul Lenei! Azi ne vom distra cu o carte bună și cu un slime dezgustător. Îl vreau pe cel care arată ca o piruță. Eu vreau cutia cu cuvinte. Lăsați-mă pe mine! Ba nu! Unde a dispărut? Trebuie să fie înăuntru. Lena, ești acolo? Da, aici sunt. Ce faceți cu laptopul meu? Unde sunt videourile mele? Mi le-ați șters? Mi pare rău, Lena. Dar canalul meu, urmăritorii mei, sunt o influențăriță. Știu, putem face împreună alte videouri și te vom ajuta să-ți recuperezi canalul. Dar trebuie să ne arăți ce este un influencer. Ok, acțiune! Nu așa! Prinde cu cealaltă mână. Era gata să te lovesc cu piluța înghețată. Poftim această piluță de foc. Înghețată! De foc! Hai să vedem. Se face așa. Acum e rândul vostru. Gata și acțiune! Dezgustător! Nu mă atinge! Nu o să mai fiu celebră! Nu mai am urmăritori din cauza voastră! Hei! Care-i problema cu urmăritorii aceștia? Nu ai nevoie de milioane de prieteni pe canalul tău! Ne ai pe noi! Ce vrei mai mult? Urmăritori? Ei bine, acum îi ai! Să urmărim pe Lena! Yay! Am cei mai buni prieteni aici lângă mine!